Am vrut să te întreb de ce te-ai băgat. Uite, poți să intre. Și te duci pe stânga? Da. Foarte bine. Ieșim pe partea cealaltă, mai stăm la semafor. Da. Vezi că pe acolo, dacă vrei să ieși pe la Cocoș, în partea aia, e aglomerația, abia poți să ieși. Dar abia luăm pâine de aici. De unde de aici? De la vest. Păi ce să caut eu la vest? Vestul e încolo, noi aici încolo. Aici de la podul alt. Să duc până prin tot orașul. Ești unde stai cu centură? Ce rău? Nu mi-e rău, dar sunt obosită rău. Și am obosit, nu-mi deschide că nu-mi e rău, dar am obosit rău. Sunt eu obosit. Munceam eu zilele astea, pe care la serviciu munceam și nu terminam când venim. Făcut-o intenționat, să te mai plimbi tu din seara. Nu am făcut-o deloc, e aglomerație, nu vezi că să mergem în afară la vară, nu știu, ce am citit că e aglomerație când mergi pe Steaua Nordului. De 24 și în data asta. De 2 de geamă, că n-am nevoie. Vezi, și tu ca ai. Tu de ce ești așa obosit? Că tragi la somnuri. Sunt obosit, că muncesc foarte mult la servici. Acum ce fac acasă e un sfert din ce fac la muncă. Cu condus mașina, stat bară la bară. Stăm aici ca să ne pierdem timp. Să nu mă întorc înapoi pe vest. Doamne, ce-ți place să te complici.